Că vreme de câteva luni, în 2020, la putere au fost pantalonii de training și pijamalele, acum doamnele și domnișoarele tânjesc să se îmbrace cu o rochie la modă. Însă percepția despre ce se poartă e atât de difuză din cauza pauzei pe care a luat-o industria. După atâta timp nu mai avem nimic și acum nu mai știm cum se îmbracă, nu mai știm cum e moda. Înainte știam că se poartă, acum nemai fiind ocazii. Nu mai știi cum să te îmbraci? Da, pun în continuare accent pe hăinuțe, pun în continuare accent pe rochii să fie cât mai elegante, mai... Na. Dar nu, pandemia pe mine nu m-a schimbat cu nimic în acest sens. Acum doamnele au de unde alege. Toate marile magazine și-au afișat colecțiile de toamnă-iarnă. Sunt fericite cele care vor să se îmbrace elegant, însă nici cele care vor în continuare o ținută lejeră nu au fost uitate. Cine este pe stilul casual, avem aceste training-uri sport, din viscoză, pe negru, pe roșu sau din catifea. Toamna aceasta, din colecția nouă, toamnă-iarnă, avem culorile reci. Verdele acesta, avem imprimeul, tot așa, din culori reci, cum e acesta imprimeu. Avem top, rochițe. Un alt model care se va purta anul acesta, toamnă-iarnă, va fi și imprimeul floral. Și pentru că lumea modei a fost blocată timp de câteva luni de izolare impusă de pandemie, o parte din tendințele pentru sezonul toamnă-iarnă 2020-2021 împrumută majoritatea ideilor din sezonul trecut. Brandurile luptă pe mai multe fronturi. În primul rând, au lansat variante de linii relaxate, linii casual, linii pe care se le poartă oamenii fie acasă, fie la plimbare, în oraș,